ieși în curtea școlii. Jocul cu jetoane. Fotbal. Concursul de matematică. Turneul cuvintelor. Concursul de matematică. Greu. Joacă cu un adversar condus de calculator. Start. Concurenții sunt pregătiți. Vom afla în câteva clipe cine va rezolva cel mai bine problemele de matematică. Concursul de matematică este câștigat de cel care rezolvă mai multe probleme într-un anumit timp. Iată tastele care servesc la conducerea țapilor. Pe tablă sunt scrise operațiile matematice la care trebuie să găsești răspunsul corect. Țapul aleargă până la tabelul cu rezultate. Memorează numărul, apoi hotărăște cărei operații îi aparține rezultatul. Dacă tabelul conține operația corectă, câștigi. Dacă rezultatul este corect, obții un punct. La un anumit interval de timp apar bonusuri speciale. Semnele colorate plus și minus accelerează sau reduc pentru scurt timp mișcările țapului. Teleport duce ambii țapi în alt loc al planșei. Capcana îl va supăra pentru că ambii vor pierde puncte. Străduiește-te să le folosești acțiunile pentru a câștiga. Aici este indicat cât timp s-a scurs de la începutul concursului și aici rezultatul actual. Este un rezultat bun. Un răspuns corect. Start. Concurenții sunt pregătiți. Vom afla în câteva clipe cine va rezolva cel mai bine problemele de matematică. Este un rezultat bun. Un răspuns corect.
și este un rezultat bun. Este un rezultat bun. Ăsta, din păcate, nu ai dreptate. Așa este. Rezultatul este corect. Așa este. Rezultatul este corect. Așa este. Rezultatul este corect. Un răspuns corect. Un răspuns corect. Din păcate, un răspuns greșit. Este un rezultat bun. Un răspuns corect. Finalul acestor întreceri. A câștigat Țicu! Felicitări! Turneul cuvintelor. Fotbal. Jocul cu jetoane. Fotbal. 2-2. 1-1. Start. Concurenții sunt pregătiți.
În câteva momente, arbitrul va declara jocul început. Trebuie să fie gol. Ești cu jocul cu turneul cuvintele. Greu. Joacă cu un adversar condus de pe tastatură. Joacă cu un adversar condus de greu. Start. Atenție! Start! Bine ai venit la turneul cuvintelor. Sarcina ta este să ghicești 5 din cele mai lungi cuvinte. Turneul este câștigat de țapul care va bate primul gongul. Pentru a putea bate gongul, trebuie ghicite literele care formează cuvântul din partea superioară a ecranului. Fiecare țap este ajutat de un cărăbuș pe care îl conduci cu ajutorul tastaturii. Aceste taste servesc la deplasarea cărăbușului la stânga și la dreapta. Pentru a alege o literă, trebuie să așezi cărăbușul pe ea și să apeși această tastă. Dacă litera aleasă de tine apare în cuvântul pe care trebuie să-l ghicești, țapul tău va face un pas înainte. Dacă litera aleasă de tine nu face parte din acel cuvânt, pierzi din timpul prețios. A bush. A lamb. Dar ce senzație! Viva! Nemaipomenit! Candy. Genio! A potato. Genio. A plane. Dar ce senzație! Genio, preia conducerea. A street. Dar ce senzație! Și sfârșit! A câștigat Țicu! Felicitări!
ușor. Start! Atenție! Start! Night. Viva! Nemaipomenit! A pillow. Viva! Ce senzație! Nemaipomenit! Ții cu preia conducerea. A train. Dar ce senzație! A câștigat Țicu! Felicitări! Ieșire!
Turneul Jocul cu jetoane. Joacă cu un adversar condus de calculator. Asia, Europa. America de Nord. Start. Se începe marea cursă în jurul Americii de Nord. Concurenții sunt gata, e timpul americanilor. E rândul Mexicului. Urmează Canada. E rândul americanilor. E rândul Mexicului. Ce spune de data asta Canada? E timpul americanilor. Cum răspund mexicanii? Urmează Canada. Care va fi răspunsul americanilor? E rândul Mexicului. Ce spune de data asta Canada? E timpul americanilor. E rândul Mexicului. E rândul canadienilor. E timpul americanilor. E rândul Mexicului. Urmează Canada. E timpul americanilor. Cum răspund mexicanii? E rândul canadienilor. E rândul americanilor. Europa, Asia. Joacă cu un adversar. Start. Să începem marea cursă. Imediat vom vedea cine își conduce primul jetoanele în jurul Europei. Europa, Asia. Joacă cu un adversar. Să începem marea cursă. Imediat vom vedea cine își conduce primul jetoanele în jurul Europei. E rândul României. Rândul maghiarilor. E rândul italienilor. E rândul României. E rândul Ungariei. Cum vor răspunde italienii? E rândul României. E rândul maghiarilor.
E timpul Italiei. E rândul României. Ce fac maghiarii? E timpul Italiei. E rândul României. E rândul Ungariei. E timpul Italiei. E rândul României. Ce fac maghiarii? Cum vor răspunde italienii? Care va fi răspunsul românilor? E rândul America, Europa. Joacă cu un adversar condus Asia. Europa. America de Nord. Start, ajutor. Pregătește-te pentru jocul cu jetoane. Alege pista pe care va avea loc marea curs în Europa, în America de Nord sau în Asia. Alege cele trei state care vor participa la cursă și decide care vor fi conduse de tine și care de calculator. Privește harta pentru a vedea de unde vor lua startul statele concurente. Am Asia. Eu ajutor. Am ieșit. Turneul cuvintelor. Intră în școală. Joacă greu. Joacă cu un adversar cu greu. Atenție! Start! A tape. Viva! Nemaipomenit! Nice! Genio! Dar ce senzație! A street! Viva! Nemaipomenit! Ții cu preia conducerea. A chair. Dar ce senzație! A morning. Genio! Mm-hmm.
Țicu preia conducerea. Dar ce senzație! Și sfârșit! A câștigat Țicu! Felicitări! Greu, joacă cu un alt start. Atenție, start! Nemai pomenit. Night. Dar ce senzație! Ah. Nemaipomenit! Țicu preia conducerea! Coffee. Dar ce senzație! Genio! Țicu preia conducerea! Dar ce senzație! Țicu preia conducerea! A pumpkin! Genio! Țicu preia conducerea! Dar ce senzație! A câștigat Martin! Felicitări! Joacă cu un adversar. Ieșire. Turneul cu vinte. Ieșire din joc. Vrei să ieși din program?